Bun găsit, doamnelor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi, agenda zilei, ne aflăm în Comuna Turbura, realizăm un interviu cu domnul primar Ion Bârcă. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! Vrem să discutăm cu dumneavoastră despre mai multe investiții derulate în 2020. Am fost ultima dată acum o lună la dumneavoastră și am văzut în ce stadiu era grădința cu programă prelungit. Spuneți-ne cum arată acum, ce s-a mai făcut în perioada aceasta și dacă va fi gata la începerea noului an școlar. Bine, aceste investiții care vorbim vin din anii anteriori, multe din ele. Spre exemplu, vorbim de canalizare, dar vis-a-vis de grădinița este în proporție de 70%, suntem cu ea mai puțin și cred că îi vom face finalizarea, îi tăiem panglica la această investiție. Pe 14 septembrie, la începerea noului an școlar? Asta și încercă pe 14 septembrie să, până în 14 septembrie, să reușim să și o dotăm această grădiniță corespunzător, exact cum este în proiect. Este un proiect dat pe fonduri europene. Cam majoritatea proiectelor care le-am avut în ultimul timp în Comuna Turbura, că vorbim de grădinița aceasta, vorbim de groapa de gunoi de grajd, vorbim de sala de sport și multe, căminul cultural care în cel mai scurt timp va intra și el în linie dreaptă pentru renovare, vorbim cantina aceasta care am renovat-o și am dotat-o. Mai avem iarăși un proiect pe POC prin care vom reuși să dăm mâncare la 150 de familii gratis pe perioadă de 2 ani de zile. Să facem cu o echipă de fotbal de copii, două grupe. Și sunt multe lucruri de ăștia tot așa pe fonduri europene care reușim să le implementăm. Și cred că, la ora actuală, instituția pe care o conduc și acești oameni care lucrează în administrație la ora actuală își fac datoria cu deplin. Deci atât foarte multe proiecte. Să revenim la grădiniță, domnule primar. Aveți foarte mulți copii care merg la grădiniță. Dumneavoastră nu aveți probleme la capitolul acesta. Mă refer la alte comune. Ne-ați văzut. Natalitatea este așa cum este. Problema este în felul următor. La grădiniță. Noi vorbim de per total elevi, avem 678 de elevi la Liceul Tehnologic Turbura, care își desfășoară cursurile aici, la noi, la Turbura. Asta ce înseamnă? Pentru că primăria, eu în special, am zis că să putem pune o bază, că vedeți dumneavoastră, ca și întotdeauna eu m-am gândit la locurile de muncă. Creind acest liceu, m-am gândit la locurile de muncă în învățământ. Acești copii care învață carte și vor să fie profesori, învățători, educatori, cu totul, să aibă și aici o ușă deschisă la Turbura. Și iată că la Turbura, când am luat primul mandat de primar, cred că erau în jur de, 16-17 profesori, cu învățători, cu totul. Acum, cu auxiliar, cu tot, avem aproape 70 de persoane care lucrează la acest liceul tehnologic Turbura. Lucru care, acum, venim și vorbim de politic. Că în tot ce vorbim noi aici, cu tot ce vrem, orice instituție publică sau ce este, se vorbește de politic. Politicul ce înseamnă? Acești oameni care unii își bagă nasul în lucrurile unde tu te omori în continuu și încerci să învârți așa o roată, cum să învârte o roată a unei biciclete exact cum trebuie, așa să-ți meargă și ție în comuna pe care o reprezinți. Că vorbim de școală, că vorbim de primării, că vorbim de anumite instituții care depind de anumiți oameni. Că n-aș vedea rolul inspectoratului școlar la ora actuală, nu numai în Gorj, în toată România asta, rolul inspectoratului. Pentru ce sunt acești oameni puși acolo? Sunt anumiți inspectori. Pentru că ei, dacă ei orice inspector, la orice disciplină, la orice materie, dacă mi-arată mie unul, în afară că ce avem cele două licee Fanion, care vorbim de Tudor și de Caterina. În rest, dacă vorbim de orice inspector din
din inspectoratul școlar să-mi arate mie că s-au dus inopinat la 1 la ore. Nu sunt. Sunt niște aranjamente. Cum sunt? Ai venit, mi-ai dat, nu mi-ai făcut. Tot felul de drăcii de ăștia. Și iată că de ce se degradează învățământul în Gorj. În Gorj. Eu vorbesc de Gorj, că ce știu eu destul de bine toată situația. Unde știu? Că în România o fi la fel, o fi la fel. Dar eu știu bine în Gorj ce se întâmplă în Gorj. Cum să-mi pui tu director, tu autoritatea locală, nu întrebi și tu. Zici, mă, fraților, cum s-a descurcat directorul acesta, dacă a făcut treabă, n-a făcut treabă, ca să pornești și în orice instituție. Dacă nu spui un om care să fie un coordonator acolo, ce să faci? Un haos? Dar iată că peste tot își bagă politicul, sunt anumiți. Iar ce vorbim de acest guvern, dar bine că și-au și pus Partidul Social Democrat, a și pus această moțiune de cenzură, care cred că nu mai este mult, trebuie să avem răbdare o țară și vor pleca acasă și cred că se vor duce și la locul lor datorită abuzurilor făcute, care le-au făcut în România aceasta, că vorbim de alocațiile copiilor care nu se dau, că vorbim de pensiile acestor oameni. Nu avem decât atâta, să-i punem la zid pe acești oameni bătrâni, că în rest nu le mai dăm mâncare, nu le mai dăm nimic, nu vrem să le mai dăm pensii și toate lucrurile acestea se întâmplă datorită politicului. Sunt angrenați anumiți oameni care își văd numai în politic, care își văd interesele lor personale și nu vor decât îmbogățirea lor pe 3 generații. Nu înțeles. Sunt într-adevăr multe probleme legate de politică și nu doar la... Păi și iertați-mă, și funcția ta de primar, spre exemplu, Comuna Tulburea mie mi-au dat mandatul acesta de primar. Și eu le mulțumesc cetățenilor Comunei Tulburea. Candidez pentru un nou mandat de primar. Și cred că m-am achitat cu deplin la tot ce am spus și am promis la acești oameni ca să îndeie acel mandat, aceste mandate de primar care mi le-au dat și nu a fost un lucru care să nu-l pun la punct și sunt multe lucruri de pus într-o comună, dar în cel mai rău caz este când se amestecă politicul. Și fel și fel de influențe și fel și fel de treburi. Păi să ajungi tu să se degradeze de așa natură situația, să spui tu, îți dau o căruță de lemne ca să mă votez. Unde? Păi bine, tu căruța aia de lemne. Căruța aia de lemne, de unde o iei, mă, frățioarele meu? De unde o iei tu căruța aia de lemne? E pădurea lui tatăl tău, e pădurea ta, proprietatea ta. Cine ești tu de faci treburile astea? Se întâmplă așa ceva la Tulburea? Păi lucruri care la Tulburea se întâmplă și strigi în continuu, păduri tăiate, în bătaie de joc, făcute cu totul jaf în pădurile Gorjului și cel puțin în Tulburea, lucruri care am demonstrat-o de fiecare dată. Iată că nu e nimeni nicio măsură, nu e nimic. Noroc cu niște polițiști care, dar prea puțin. Spre exemplu, ce vorbim la Tulburea, nu avem decât 3 polițiști. Ce să facă omenașii ăștia 3 într-o comună care, eu vă spun, dacă ar fi așa, nu mă se ocupe numai și numai de Tulburea, sunt 35 de kilometri toate ulicioarele Comunei Tulburea. Ce să facă 3 oameni? Da. Ce să facă bieță 3 oameni? Ce să facă 3 oameni? Lucru care să zbat din răsputeri. Nu zic că nu merg lucrurile. Merg foarte, chiar foarte bine. N-aș lăuda și nu vreau să laud, că nu este nicio chestie, că nu am nicio problemă vis-a-vis de poliție, dar își fac datoria cu deplin, dar sunt foarte puțini. Nu ne uităm. Da, te mâine și sunt și pe linia întâi și datorită virusului acesta. Să duc peste tot, ne-au ajutat, ne-au sprijinit, dar eu zic că încă la ora actuală sunt foarte puțini în localitatea pe care o reprezint aici. Ia s-a ajutat foarte mult pe oamenii, domnule primar, în această perioadă de pandemie. Oamenii aceia amărâți, care n-au foarte mulți bani, n-au venituri. I-am ajutat. I-am ajutat cu diferite pachete, am încercat în continuu. Dar vedeți că ne-am oprit. Oamenii au avut o perioadă când cât de cât îi deschideai, să zic aproape săptămânal, de 2 ori pe săptămână îi deschideai poarta. Acum îi deschizi poarta, dar te duci cu mâna goală. Lucru care eu, bine, nici nu sunt. Eu provin dintr-o... Și am provenit și nici acum nu sunt bogat sau ceva. Sunt și eu un om ca oricare și îmi câștig existența, tot ca orice cetățean al Comunei Tulburea.
să vă spun, e extraordinar de greu. A început să trăiască extraordinar de greu. Spuneți că aveți unul dintre proiectele dumneavoastră pe care le-ați enumerat la începutul emisiunii, să asigurați masă caldă pentru 100 și ceva de persoane? 138 de persoane, persoane vulnerabile la nivelul comunei Tulbure. Deci, atât că totuși vă gândiți și pe viitor la dânsii. Da, și noroc că sunt anumite proiecte pe POC, proiecte sociale care pot să faci așa aceste lucruri extraordinar de bine. Cu toate că am și dotat cantina, bine, am plecat cu totul de jos, am dotat cantina corespunzător, am și vorbit cu cei de la DSV-ul ca să putem să o autorizăm conform normelor. Au venit băieții de la DSV, mi-au spus ce trebuie să mai facem anumite lucruri, care unde să mai punem mici colea faianță, ne mutăm niște ghiuvete în stânga, în dreapta, lăzele frigorifice să le mutăm în alte parte. Da, lucru să care... și locuri de muncă la cantină. Da, da, aici vorbim pe ăsta, vor fi, pe acest proiect se vor angrena aproape vreo 12 locuri de muncă. Pe o perioadă scurtă, 2 ani de zile, dar în timpul celor 2 ani de zile ne gândim la alte proiecte. Sala de sport, ce alte unități de învățământ pregătite pentru începerea anului an școlar, cum mai avem puțin? Sala de sport, da, e un lucru extraordinar de bun. Astăzi se duce constructorul să-și ia, din ceea ce știu și discuțiile, au început lucrările și constructorul se duce să anumite ferme care să le aducă aici și cu totul. Se lucrează. A început să lucreze. Un lucru bun. Că această sală de sport care era, nu știu, ca pâinea caldă pentru noi, cel puțin de la Tulbure, lucru care acum, iată, că a intrat pe linie dreaptă și sala de sport. Cum de altfel și o groapă de gunoi de graști, care se lucrează la ea. Ce este cu groapa aceasta de gunoi de graști? Groapa aceasta de gunoi de graști o avem pe Banca Mondială, prin care se va da și o dotare, un tractor, două remorci, o vitanje, o mașină de împrăștiat îngrășăminte. Această groapă de gunoi de grajdie bine în sprijinul fermierilor din comuna Tulbure. Eu zic, eu m-am gândit numai pentru cei din comuna Tulbure. Lucru care se poate și pentru alți oameni din localitățile învecinate, pentru că, vedeți, dumneavoastră, la anul, ca să-și măie un fermier subvenția de la APIA, da, îi trebuie un contract cu o groapă de gunoi de graști. Și acel contract, adică contractul, dar trebuie să și respecte în totalitate ca gunoiul de graști să nu-l mai aruncăm aotic în stânga, în dreapta, ca dejecțiile acelea să ducă în sol, să întâmple tot felul de lucruri. E bun gunoiul de graști, dar sunt și multe lucruri care și atacă pânza freatică și multe și multe lucruri de ăștia, dacă îl depozitezi în anumite locuri care, în apropierea fântânilor, râurilor și cu totul. Iată că acum facem această groapă, cred că în 3 luni de zile e gata. Această groapă și venim, e un sprijin pentru cetățeanul, pentru cetățeanul comunei Tulbure, pentru acel om care încearcă să-și câștige existența din creșterea animalelor. Am înțeles. Rețea de canalizare, la introducerea rețelei de canalizare, cum stați? La rețeaua aceasta de canalizare de-aia am și oftat, pentru că atât de greu merge, n-am crezut spre finalizare că merge așa de greu, pentru mă este delegat stația de epurare la curentul electric și acele pompe, dar și constructorul să mișcă așa de greu oi în stânga și în dreapta și reușim, eu zic așa, maxim 2 săptămâni, că mare lucru nu mai e de făcut, să reușim să dăm drumul la o rețea de 14 km, un tronson de 14 km. Și mai avem Poiana și puțin din Cocorova, încă un tronson de 11 km, să-i dăm drumul. Dar ăla mai durează, cel de la 11 km. Cel de 11, pentru că e un proiect mai complex, pentru că și o să facem și racordările la cetățeni, acolo, în proiectul acela. Iar în proiectul acesta rețeaua este introdusă, dar nu facem racordările, nu le face constructorul. Își face fiecare cetățean racordarea, fiecare pe cont propriu. Eu zic că este un avantaj și chestia asta. Să ai la comună, să ai și rețea de canalizare. Gazele am reușit, le-am dat drumul pe o distanță de 14 km. Acum ne-a mai rămas puțin din Cocorova să mai introducem conducta de gaze și încă un cătun Butișoaia. În rest, în toată comuna avem gaze naturale. Am înțeles. Școlile, vă întrebam puțin mai devreme, cât de pregătite sunt pentru începerea
cum credeți că va începe noul an școlar? Ați văzut care sunt discuțiile? Distanțele între bănci, câți copii să fie în clasă, măștii și în timpul orelor și în pauză? Nu știu, că până la ultima, vedeți dumneavoastră, în fiecare zi, aseară am văzut că este un alt proiect prin care nu vor mai fi așa distanțele, decât rămâne la un metru, se vor face, fiecare părinte va da o declarație pe propria răspundere, că își duce copilul la școală, că îl lasă, că nu îl lasă. Am văzut aseară la o televiziune. Dar ce să vă spun? Este extraordinar de greu. Cum îi aducem? Că noi îi aduceam cu microbuzele școlare. Da. Acum, eu vorbesc cinstit, că acum, chiar dacă aș vrea să zice cetățeanul din Comuna Tulburea când o să mă vadă și zice, ia uite-mă ce minte, în microbuz erau mult mai mulți elevi decât cei care erau în locuri. Că mă ședeau trei înși pe două locuri, ședeau trei înși. Bine, cum stau unul lângă altul atunci în microbuz? Nu știu, nu știu, chiar nu știu, pentru că noi, vedeți dumneavoastră, avem 670 și aproape 700 de elevi, să vedem până la sfârșitul, până în septembrie, pentru că mai vin din stânga în dreapta copii. Bun, acești copii noi aduceam la liceu, îi aduceam din Săulești, din Vladimir, din Aninoasa, din Bulbuceni, nu știu, e ceva la ora actuală. Este și o de îngringurat așa la școală, pentru că am înțeles de la inspectorat, din auzite, eu oficial aici la instituția pe care o reprezint, nu știu nimic. Că au schimbat directorii, că au făcut. Și nu știu cine sunt noi directori. Din ceea ce știu, un băiat care e pe locul 2, pe lista de consilieri, un băiat zgaibă, care a mai fost odată tot pe mandatele mele director, a stat o lună de zile și pe urmă n-a mai stat director. Și încă o doamnă tot la fel, din Filiași tot la fel, a stat și dumneai vreo două luni și ceva. Na. Eu nu am probleme, că nu mă interesează de ei. Trebuie să-și facă datoria. Asta nu, să nu înseamnă că dacă l-a pus pe acest om director și pe acea doamnă directoare, ajunsărăm să tăiem noi acolo tot felul de... e greu de făcut treaba. La mine ori faci treabă, ori te duci. La capitolul bisericii, ce ați reușit să faceți anul acesta? Anul acesta, deci în fiecare mandat am făcut câte o biserică. Deci, în primul mandat am reușit și am reabilitat o biserică din temelie, o biserică care a și fost pusă pe calendarul creștin ortodox de Mitropolia Olteniei, unde până n-a venit această boală care este acum la acest virus care ne omoară cu totul, am făcut întâlnirea tinerilor creștini ortodoxi din Oltenia. Acum n-am mai ținut aceasta pentru că și datorită acestor lucruri ce se întâmplă acum. Dar cu acest proiect, iar cu proiectul acela, care e un proiect extraordinar de mare, care îl avem cu Mitropolia Olteniei, unde este Castelul Roșianu, fiecare cetățeanul Comunei Tulburea știe destul de bine, să vedem dacă reușim să-l implementăm acel proiect. Dacă reușim acel proiect împreună cu Mitropolia Olteniei și Domnul ne ajută să putem să implementăm, este unul dintre proiectele cele mai mari, cred că, din Europa. Este un proiect de 12 milioane de euro, dar ce să vă spun, îl avem pe masa celor de la Bruxelles, Părintele Mitropolit al Olteniei, din ceea ce știu, este în stadiu de aprobare. Acum să vedem care este situația vis-a-vis și datorită ce se întâmplă. Da, nu doar că ar fi cel mai mare proiect, dar ar ajuta foarte mult și Comuna Tulburea. Atunci am putea vorbi cu totul diferit, pentru că vedeți dumneavoastră, orice localitate, dacă nu ai, la ora actuală, nu ai societăți comerciale să-și desfășoare activitatea, acest complex care va fi făcut, că fiind acest complex, va fi cu totul diferit. Vor merge unitățile de desfacere a alimentelor, va merge restaurante, vor merge, toate vor funcționa. Cu toate că în Tulburea la ora actuală sunt 42 de societăți comerciale care la nivelul comunei Tulburea își desfășoară activitatea. Și iată că încă supraviețuiesc.
greu, dar încă supraviețuiesc. Da, este foarte bine, ținând cont de toată criza aceasta creată și la nivelul municipiului Târgu Jiu, la nivelul întregii țării. S-au închis foarte multe firme, foarte multe magazine, oameni trimiși în șomaș tehnic. Asta este situația, din păcate. Spuneați că în fiecare an din mandatul dumneavoastră ați făcut câte o biserică. Da, în mandatul 2 am făcut o biserică în satul Poiana de Sus, iar acum am făcut la Tulburea de Sus. Am înțeles. Nu mai avem foarte multe zile până la campania electorală. Cum credeți că se va desfășura acesta la nivelul comunei? La ce vă așteptați? La nivelul comunei Tulburea cred că va fi o campanie tăcută și cred că fiecare, am înțeles fiecare rolul lui ca și cetățean. Sunt trei partide care și-au depus intenția de a candida, două partide la funcția de consilieri și funcția de primar nu și-au trecut-o, iar unul, Partidul Național Liberal, și-au depus și dumnealor și pentru funcția de primar. Lucru... Nu aveți decât un contracandidat. Nu am decât un singur contracandidat. Eu zic că cetățeanul comunei Tulburea și datorită situației aceștia, pentru munca mea care am prestat-o și sunt alături de fiecare om, la orice minut și la orice oră din noapte și sunt alături de cetățean și datorită faptului acesta și le mulțumesc cetățenilor comunei Tulburea și cred că n-am dezamăgit munca pe care o prestez eu și cred că Tulburea are nevoie de mine pentru că sunt multe proiecte și vreau să fie această comună, bine, intenția fiecărui primar, așa este. Și n-aș spune că din comuna lui să fie cea mai frumoasă comună europeană sau ceva. Dar lucrurile care sunt acum la Tulburea făcute și ce se întâmplă anul acesta, sala de sport, canalizare, gaze, școli, grădinițe cu program prelungit, baze sportive, terenuri de fotbal, acea masă care încercăm să le dăm noi la cetățenii mai năcăjiți din comuna Tulburea și toate aceste lucruri care le angrenăm și cu totul anul acesta, spre exemplu, vor fi spre finalizare. Și dacă finalizăm toate lucrurile acestea, mai avem curățenia în comună. Lucru care acum, să știți că mulți zic, domne, plătești extraordinar de mult la groapa de gunoi Polaris, unde ducem noi gunoiul. Aproape duceți 72 de tone, la 72 de tone ducem și plătim cam 140 de milioane pe lună. Zic, domne, e un lucru extraordinar de bine, pentru că acum cetățeanul comunei Tulburea nu mai sunt acei oameni ce erau odată, duceau pe malul Gilortului, pe lângă calea ferată, pe unde se ducea gunoiul fiecare. Acum nu. S-a obișnuit. Omul scoate la poartă, e cu totul. Deci am intrat într-un ritm normal, cum ar trebui să fie. Și cred că le vom pune pe roate cam toate și mai avem de făcut curățenie. Curățenia ce înseamnă? Trotuare în comună. Dacă cetățeanul comunei Tulburea este mulțumit de mine ce am făcut, îmi mai acordă sprijinul și mai îmi dă votul pentru un nou mandat. Și în mandatul următor eu le promit că Și la mine sunt promisiuni care sunt un om credincios și cu credință de fier, care de fiecare dată ce am spus așa, am zis că comuna aceasta va fi una din comunele cele mai curate din, să zic, din județul Gorj. Lucru care o să o dovedim. Ați făcut foarte multe investiții, domnule primar, în mandatul acesta, dar ați și fost alături de oameni la diverse probleme și oamenii apreciază foarte mult. Păi numai acum. Alții poate mi-a zice... Domnule, știți ceva? A dat niște ajutoare acum și este în pragul campaniei. Nu, domnule, eu am dat de fiecare dată, în fiecare an, de când dețin această funcție de primar al comunei Tulburea, m-am uitat în ochii fiecărui cetățean și am fost alături de el. Și la bine, și la greu. Mulțumim mult de tot, domnule primar, pentru această amănuntă. Așteptăm începerea anului școlar să vedem în ce stadiu se va afla grădinița. Și eu vă mulțumesc, dumneavoastră. Sper că anul școlar să-l începem tot așa bine și să punem treabă, picioarele să facem treabă și cam asta este, că n-avem ce să facem. Punem piciorul pe pământ. Doamne, și să fim sănătoși. Mulțumim mult încă o dată. Doamne ajută, să rămână. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Agenda Zilei. Ați urmărit așadar, doamnelor și domnilor, un interviu cu primarul comunei Tulburea, domnul Ion Bârcă. Eu sunt Daniela Gapșa, vă mulțumim pentru atenție.
Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei.